Deșeurile periculoase din menajer sunt extrem de nocive pentru natură și oameni. Acestea trebuie manipulate cu foarte mare atenție și depozitate în condiții speciale. Vă puteți debarasa legal și gratuit de ele în cadrul unei noi campanii trimestiale organizate de către Retim și Adit Timiș. În perioada 8 aprilie 22 mai se desfășoară o campanie dedicată colectării deșeurilor periculoase din menajer în zona 0. Ghizela a județului Timiș. Sunt incluse localitățile Lugoș, Buzia, Șrecaș, Balinț, Bara, Belinț, Bogda, Boldur, Prestovăț, Chevere Mare, Coșteiu, Criciova, Darova, Căvoșdia, Ghizela, Nădrag, Nițchidor, Fracoviță Sacoșu Turcesc, Secaș, Știuca, Topolovățu Mare și Victor Vlad de la Marin. Cetățenii din localitățile menționate pot depune prin aport voluntar și gratuit deșeurile periculoase din menajer în containerele special puse la dispoziție. Câteva dintre materialele menajere periculoase sunt ambalaje care conțin reziduri de substanțe periculoase, ambalaje metalice care conțin o matriță poroasă solidă, Absorbanți, materiale filtrante, materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție, contaminate cu substanțe periculoase, vopsele, cerneluri, adezivi și rășini cu conținut de substanțe periculoase, baterii și acumulatori cu plumb, pesticide, deșeuri de vopsele și lacuri cu conținut de solvenți organici sau alte substanțe periculoase. În cadrul acestei campanii nu se preiau alte categorii de deșeuri.